Suntem live? Bună ziua tuturor! Mulțumesc întâi de toate presei pentru prezența la această conferință. Este un moment deosebit. Ziua în care am ales să facem această conferință nu este întâmplătoare. Este ziua Constituției. Zi ce are o dimensiune simbolică deosebită pentru noi toți și în special pentru cei din Platforma Demnitate și Adevăr, care am semnalat, am condamnat, am luptat și continuăm lupta împotriva statului capturat de oligarhii vechi și mai noi. Actorii politici care atentează la supremația legii, admițând ingerințe obraznice în funcționarea distinctă, separată a celor trei puteri în stat, legislativă, executivă și judiciară, nu fac altceva decât să împiedice cu rea voință procesul de maturizare a democrației în țara noastră. Nimeni nu poate fi mai presus de Constituție. Platforma Demnitate și Adevăr, prin acțiunile sale, va supraveghea și în continuare la respectarea raporturilor constituționale între actorii statali, astfel încât să fie respectate demnitatea umană, drepturile și libertățile omului, dreptatea și pluralismul politic ca valori supreme în societate. Pentru că unde nu există stat de drept, nu poate exista nici democrație, iar unde nu este democrație, nu poate fi nici demnitate, nici adevăr. Dragi prieteni, suntem astfel în prefața unei competiții prezidențiale care deja dă semne de amploare. Sunt sigur că vom fi martorii multor aventuri ale locatarului de la Condrița, dintre cele pe care nu le admite categoric Constituția Republicii Moldova, care garantează suveranitatea și integritatea statului. Ori anume aceste principii ale statalității și demnității noastre sunt compromise în contextul în care au fost cedate deja niște sate pe malul drept al Nistrului administrației de la Tiraspol, când apar peste noapte, sub pseudo-pretextul pandemiei, zeci de posturi în zona de securitate, când liderul administrației de la Tiraspol este așteptat ca omolog de la egal la egal pe faleza de la Condrița, vila de lux a familiei prezidențiale. De asemenea, cu acest prilej, vin cu un îndemn către magistrații Curții Constituționale să-și mențină independența și verticalitatea față de factorul politic, să urmărească cu strictețe derogările de la textul constituțional, iar orice revizuire a Constituției să fie necesară doar în interesul poporului, dar nu al guvernanților. Ori, cum spunea filozoful francez Montesquieu, legile inutile pot slăvi puterea legilor necesare. Stimați prieteni, Republica Moldova se confruntă astăzi cu o criză fără precedent, care ar trebui să ne unească în fața pericolilor, să consolideze întreaga societate și mai ales oamenii de stat pentru a găsi soluții în interesul cetățenilor noștri. Fiind conștientă de gravitatea lucrurilor, Platforma Demnitate și Adevăr a venit mereu cu soluții, expertiză și propuneri pentru a ameliora impactul crizei care se extinde pe zi ce trece, dar constatăm cu regret că guvernarea se preocupă cu multă ardoare și chiar tupeu de lucruri care nu țin de interesele Republicii Moldova, ci de interesele unor grupuri financiare, elaborând proiecte de legi păguboase, unele dintre care anticonstituționale, cu riscuri enorme pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Platforma Demnitate și Adevăr a identificat nu doar soluții anticriză, dar a și vegheat mereu ca proiectele dubioase promovate de PSRM-PD să fie identificate imediat, blocându-le în măsura posibilităților. Am decis să vă atragem atenția asupra celor mai dubioase proiecte promovate de majoritatea PD-PSRM și guvernul pe care l-am numit catastrofă. Astăzi facem topul celor 10 asemenea legi. Am să-i rog pe colegii mei, Dinu Plângău și domnul Igor Munteanu, să le treacă în revistă și să vorbească despre ele, dar nu înainte de a face câteva precizări. Legat de evenimentul de ieri de la Codrița, în care președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a tratat de la egal la egal cu calificative neconstituționale pe numitul Krasnoselski de la Tiraspol, vom depune un denunț penal la Procuratura Generală. La fel cum, legat de numirile de la CSM a unor judecători corupți, a unor judecători implicați în atacuri la adresa democrației și a statului de drept, am depus, înainte de evenimentul de ieri, un denunț penal. Mai spun pe această cale că Platforma Demnitate și Adevăr ia în calcul
două lucruri foarte și foarte importante. Protestele ca manifestare civică și o nouă moțiune de cenzură ca și manifestare politică parlamentară. Vă mulțumesc și am să-l rog pe domnul Igor Munteanu să înceapă cu topul celor mai dubioase și ilegale acte normative. Mulțumesc frumos, bună dimineața! Aș dori, în primul rând, să mă asociez salutărilor noastre și respectului pe care îl purtăm judecătorilor Curții Constituționale în ziua Constituției, pentru că anume ei sunt cei care dau tonul și dau calitate procesului de menținere și respect pentru Constituție. Ce am face noi dacă ne-ar lipsi ordinea constituțională, ar fi o lume a anarhiei și a haosului. În al doilea rând, vreau să menționez că această idee inspirată a lui Dinu de a face topul celor mai defectuoase proiecte de lege care au fost adoptate în prima lectură sau s-a încercat adoptarea lor, este o inițiativă nu de distracție și nu este o inițiativă doar pentru ca să satisfacem, eu știu, interesul efemer al unor publicații, ci pentru ca să ne concentrăm atenția, să prevenim adoptarea acestor proiecte de lege în următoarele luni de zile. Pentru asta, Platforma Demnitate și Adevăr va munci din greu ca să oprim, să stăvilim regresul și retragerea standardelor democratice în procesul legislativ. Proiectul 340, care a fost introdus pe ordinea de zi, chiar în ultima zi a ședinței primăvară-vară, sesiunii primăvară-vară, este una din cele mai toxice proiecte de lege prezentate de domnul Ieșanu, care nu a respectat nicio procedură legală. La elaborarea acestui proiect nu a fost asigurată transparența procesului legislativ, a rigorilor din legea numărul 239-2008 privind transparența în procesul decizional. Proiectul în cauză a fost votat în ședința Guvernului din 20 iulie și până în seară a fost adus Parlamentului, fără a trece prin comisiile de specialitate, fără a se face niciun fel de consultare publică, într-un termen extrem de urgent, astfel încât publicul și deputații să nu-și dea seama ce votează. Proiectul nu a fost expertizat nici de CNA și nici de Serviciul de Prevenire și Spălare a Banilor. Respectiv, la adoptarea legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, care este un domeniu extrem de sensibil, nu s-a ținut cont de legislație în vigoare și de standardele internaționale pe care Republica Moldova trebuie să le adopte și să le urmeze. Referindu-mă la substanța, la esența acestui proiect de lege, vreau să spun că s-a încercat o interpretare a calității de beneficiare efectiv și introducerea unor restricții în aplicarea legii 308-2017 la urmărirea activilor beneficiarilor finali în cadrul investigațiilor ce țin de spălare banilor și prevenirea finanțării terorismului. Potrivit modificărilor propuse de guvern în persoana domnului Ieșanu, care de fapt n-ar fi avut nicio calitate de a prezenta un proiect de lege, calitatea de beneficiar efectiv a unei entități nu acordă prin ea însăși persoanelor de drept privat vreun drept real sau de creanță asupra patrimoniului entităților respective. Beneficiarul efectiv al unei entități nu dă temei pentru a satisface din contul patrimoniului sau a cotei din capitalul entității respective obligații beneficiarilor efectiv ori a deținătorilor indirecți. Altfel spus, entitățile create în interesul beneficiarului efectiv din sursele obținute ilegal, pentru care beneficiarul efectiv este urmărit în cadrul unor dosare, nu poate fi subiect de asigurare a recuperării mijloacelor dobândite ilegal. În acest fel, ca să totalizez, riscul acestui proiect de lege foarte toxic, din punctul meu de vedere, este de a zădărnici investigațiile eficiente prin atragerea în litigiu judiciar interminabil, protejând în acest fel persoanele care au furat din băncile fraudate sau alte persoane care s-au înfruptat din bunul public. Zădărnicirea recuperării banului furat de la oameni. În aceste condiții, evident că noi cerem retragerea acestui proiect de lege, nu transmiterea lui în etapa a doua de adoptare în lectură finală, pentru că se văd urechile grupurilor oligarhice care au fost interesate de acest proiect de lege. Este un proiect toxic, trebuie să fie retras.
Al doilea proiect de lege foarte curios și așa straniu a apărut cu numărul 328, privind completarea articolului 27 din legea numărul 344 13 roman dintre 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al găgăuzii. Vreau să menționez că 328 este un proiect care face parte dintr-un pachet de 4 proiecte de lege care a fost generate de un funcționar unui grup de lucru stabilit în anul 2015 între Adunarea Populară a Găgăuzii și Parlamentul Republicii Moldova. Ce se încearcă prin acest proiect de lege? Prin acest proiect de lege 328 se propune completarea legii numărul 94, după cum am menționat, prin care toate proiectele care vizează modificarea sau completarea statutului pot fi adoptate de Parlament numai după avizare pozitivă de către Adunarea Populară. Avizul se adoptă prin hotărârea acestora cu votul majorității deputaților de la Comrat. Proiectul este, în opinia noastră, susceptibil de neconstituționalitate pentru că afectează calitatea Parlamentului Național ca organ reprezentativ suprem și unica autoritate legislativă a Republicii Moldova, articolul 60, iar articolul 2 stipulează că suveranitatea națională aparține poporului care o exercită direct și prin organele sale reprezentative. Or, independența Parlamentului Național nu poate fi îngrădită, nu poate fi limitată, sub nicio formă. Iar Adunarea Populară de Comrat nu are drept de veto într-un stat unitar, conform Constituției, articolul 1. Republica Moldova este stat suveran și independent, unitar și indivizibil. Adunarea Populară nu poate contesta monopolul de legiferare al Parlamentului sub nicio formă de către autonomie teritorială administrativă. Mai grav este că legea 328 este suplinită sau încadrată și de alte proiecte de lege. Proiectul de lege 330 vizează modificarea articolului 4 din legea 764 din 27-12-2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, prin care teritoriul Republicii Moldova este organizat sub aspect administrativ în unități administrativ-teritoriale, raioane, orașe și sate. Ce propun autorii acestui proiect de lege este ca să se includă și UTAG, adică Unitatea Administrativ Autonomia Teritorială Găgăuzia cu statut special, astfel încât deja Adunarea Populară de la Comrat să fie sigura responsabilă de unitățile administrativ-teritoriale de primul nivel. Ceea ce ar putea să afecteze standardele de autonomie locală, de evident de descentralizare și de subsidiaritate. În acest fel, această modificare de la proiectul 330 de asemenea propune că în continuare autonomia găgăuză își poate extinde teritoriul prin includerea unor noi localități pe baza acelui referendum din 1995. Ori acest lucru este incompatibil cu faptul că într-un stat unitar ca Republica Moldova, toate aceste decizii de schimbare a frontierilor unităților administrativ-teritoriale se iau doar cu hotărârea Guvernului și după adoptarea unei legi speciale de către Parlamentul Republicii Moldova. Aceste atribute sau competențe cerute de către Adunarea Populară sunt susceptibile de neconstituționalitate și noi, în calitate de fracțiune responsabilă în Parlamentul Republicii Moldova, vom face tot posibilul ca să oprim adoptarea acestor legi nedorite și nejustificate în ordinea constituțională a Republicii Moldova. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Domnul Munteanu s-a referit la două proiecte de actualitate care se încearcă a fi promovate chiar în momentul de față în Parlamentul Republicii Moldova, niște proiecte foarte periculoase, însă topul nostru 10, pentru că proiecte dubioase au fost mult mai multe în Parlament, trebuie să selectăm 10 care în viziunea noastră sunt cele mai periculoase pentru Republica Moldova și în contextul zilei Constituției voi da referire la un proiect de asumare a Guvernului pe care, prin efortul platformei Demnitate și Adevăr, printr-o sesizare foarte bine documentată, le-am declarat neconstituționale prin sesizarea Curții Constituționale. Și se referă la faptul că la 1 aprilie 2020 Guvernul Republicii Moldova, în perioada de criză și pandemie, a venit cu o asumare de răspundere, care în mod normal ar fi trebuit să includă niște proiecte benefice pentru cetățeni, niște proiecte anticriză, însă în acea asumare au fost introduse abuziv
foarte netransparent trei chestiuni ce urmau să faciliteze niște grupuri de interese financiare, în special din anturajul guvernării. Acele trei chestiuni se refereau la facilitarea comercializării în magazinele și barurile duty free, la micșorarea cuantumului taxelor pentru extragerea resurselor naturale și la facilitarea comercializării produselor din tutun. Prin sesizările noastre la Curtea Constituțională am blocat acele chestiuni dubioase care au fost, s-a încercat a fi promovate de guvern. Un alt proiect care, datorită sesizării noastre la Curtea Constituțională, a fost blocat, ține de acordul de creditare între Republica Moldova și Federația Rusă. Pe lângă faptul că acel acord nu a fost negociat de partea Republicii Moldova, nu a trecut toate etapele procedurale legale de avizare în comisiile obligatorii sau Ministerul Justiției, textul acelui acord includea și niște prevederi foarte periculoase care punea în pericol securitatea națională și securitatea economică a statului nostru. Mai scurt vorbind, se impunea sau se da posibilitatea ca partea rusă să pună pe umerii cetățenilor Republicii Moldova niște datorii a unor privați care s-ar fi creditat din companiile private din Federația Rusă, fără acordul Republicii Moldova, fără acordul autorităților legale, constituționale, precum este Parlamentul sau Guvernul. Iarăși, prin eforturile noastre, acel acord a fost și toate actele aferente au fost declarate neconstituționale. Un alt proiect, mai bine de spus un proiect, dar care înglobează mai multe proiecte, se refereau la proiectele de lege, proiectele de modificare a legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Probabil anul 2020 au fost vreo 7 proiecte sau poate chiar mai mult de modificare a acestei legi în tentativa de a captura Consiliul Superior al Magistraturii. Iar efectele acelor tentative politice de a institui un control asupra membrilor Consiliului Superior al Magistraturii l-am văzut ieri când au fost promovați în funcții judecători dubioși, judecători care au atentat la democrație, au atentat la probabil una din cele mai mari valori pe care le are un stat democratic, dreptul de a alege și a fi ales. S-au încercat, prin acele proiecte s-a încercat modificarea componenței CSM, s-au făcut partajări cu scopul de a fi numiți anumiți membri în Consiliul Superior al Magistraturii, s-a făcut modificări la insistența proiectului propus de Igor Dodon pentru a cumva stimula sau facilita numirea unui eventual președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Deci a fost o partajare evidentă, clară, care a fost criticată de Comisia de la Veneția și acum ne pune într-o dificultate în ceea ce privește independența justiției în Republica Moldova. Au mai fost, în momentul de față, pe agenda Parlamentului se află un proiect de modificare a codului electoral care din start avea menirea să rezolve niște probleme tehnice care reieșeau din niște adrese ale Curții Constituționale, însă într-un final pe masa Parlamentului au venit și alte modificări care cumva îngreunează procesul electoral și mai degrabă, mai bine spus, în contextul alegerilor prezidențiale, în acel nou proiect de lege de modificare a codului electoral, nu se regăsește nici o prevedere care ar împiedica sancționarea pentru coruperea alegătorilor, nu există nicio prevedere care ar bloca transportarea organizată a alegătorilor și noi foarte bine știm din experiența trecută cum din regiunea transnistreană, în mod organizat, contra cost, se aduceau oameni pentru a vota anumiți candidați și probabil acest mecanism în contextul modificărilor operate la codul electoral se va încerca a fi aplicat. Pe lângă asta, se mai dau anumite prerogative Consiliului Audiovizualului despre proiectul de modificare căruia voi vorbi mai târziu, pentru a sancționa mult mai ușor instituțiile media și a le controla activitatea mai ușor în contextul unor eventuale
alegeri. Pe lângă asta s-a instituit, s-a încercat birocratizarea excesivă a accesului la listele electorale și listele subscripției pentru observatori și alte șmecherii care cumva ar putea face ca procesul electoral să fie mai puțin transparent. Ajungând la amendamente sau la proiectul de hotărâre pentru numirea unor membri în Consiliul Audiovizualului. S-a evident majoritatea, ca și în cazul Consiliului Superior al Magistraturii, majoritatea socialist-pedistă, printr-un proiect de hotărâre, ocolind toate procedurile legale, instituit un fel de sită pentru unii candidați, acceptând aplicarea la concurs doar a candidatelor care urmeau să câștige concurs pentru membri în Consiliul Audiovizualului, au partajat aceste funcții de membru în Consiliul Audiovizualului, revenind proporția de un candidat din partea Partidului Socialiștilor, un candidat din partea Partidului Democrat și un candidat al președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, care în eventualitate va veghea asupra activității presei pe o manieră politică. Un alt proiect de hotărâre foarte dubios este proiectul de hotărâre prin care s-au alocat 72 de milioane de lei într-un sac, cum noi l-am numit, fără fund. Este vorba de Arena Chișinău, în care s-au pompat milioane de lei în condițiile în care avem o situație de criză, o situație de criză economică și pandemică, iar acești bani sunt foarte necesari pentru a stimula activitatea agenților economici, a acorda un suport suplimentar medicilor sau pensionarilor noștri. Se decide, iarăși în condiții mai puțin transparente, să se pompeze bani în proiecte grandioase, dar care tot necesită pomparea mai multor și mai multor surse financiare. Un alt proiect foarte dubios care a fost încercat a fi inclus pe ordinea de zi a Parlamentului este vorba de așa numitele amendamente al lui Eugeniu Nicu-Forciuc, după introducerea cărora alianța sau majoritatea parlamentară a fost poreclită în Parlament, Alianța Sigarilos. Sunt într-adevăr niște, a doua tentativă de a facilita comercializarea produselor din tutun, a facilita numite grupuri de interese din domeniul respectiv și el presupunea introducerea unor noțiuni și termeni noi, de așa numite țigări cu foi, scopul cărora, deci impozitarea acestor tipuri de tutun este mai mică, în condițiile în care anumite firme doresc să comercializeze aceste tipuri de produse în Republica Moldova. Și astfel, deja din a doua tentativă de a introduce aceste facilități pentru industria tutunului, care iarăși prin eforturi conjugate au fost oprite în Parlament. Și spre final, să nu uităm despre tentativele de amendare a legii ONG-urilor, prin care, în special, Partidul Socialiștilor a încercat să limiteze dreptul de asociere a cetățenilor noștri, a încercat să instituie prin anumite amendamente un control sporit din partea instituțiilor statului asupra activităților tuturor organizațiilor necomerciale, care, iarăși, printr-un efort conjugat, inclusiv a deputaților noștri din Parlament, au fost oprite. Asta pe scurt descrierea topului nostru a proiectelor dubioase și periculoase. În continuare, pe lângă propunerile bune cu care am venit în toată această perioadă, identificăm tot mai multe mecanisme de a bloca aceste proiecte dubioase și a veghea asupra activității normale a organului legislativ din Republica Moldova. Mersi! Mulțumesc, Dinu! Cred că vă dați seama care a fost necesitatea prezentării acestui top. Va fi prezent și pe paginile noastre de Facebook și pe rețelele de socializare, pentru că este foarte important să prevenim anumite efecte și nu să așteptăm după ce ele se produc, ca mai apoi să reacționăm, așa cum s-a întâmplat bunăoară ieri la CSM. Am văzut actori politici care nu au făcut absolut nimic înainte ca CSM să ia decizii, doar cu câteva minute înainte s-au lamentat puțin, ca mai apoi să se lamenteze și mai mult după ce
un torționar, Clima Vladislav, să fi fost ales președinte a Curții de Apel. Repet, pe marginea invalidării alegerilor de la Chișinău a fost deja depus un denunț la Procuratura Generală și îl vizează și pe Dodon, și pe Plahotniuc, și pe toți cei care le-au fost complice la procesul de invalidare a alegerilor primarului de Chișinău din 2018. Dacă sunt întrebări, vă rog, dacă nu... Da. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi fost măsurile urgente pe care le-ar fi luat platforma, da, în cazul în care ajungea la guvernare? Vă mulțumesc foarte mult. Regretăm că demersul nostru de a debarca acest guvern catastrofă și a instala un guvern asumat de Platforma Demnitate și Adevăr au fost tratate cu irresponsabilitate de foarte mulți actori politici. În final, avem în continuare un guvern catastrofă în situația în care Platforma Demnitate și Adevăr ar fi ajuns să-și asume guvernul printr-un prim-ministru și un cabinet de miniștri din oameni integri. Bineînțeles că am fi majorat imediat salariile medicilor fără a aștepta campania electorală așa cum o face guvernarea actuală și Igor Dodon. Am fi rezolvat problema reeșalonării datoriilor agenților economici care au suferit în urma pandemiei și calamităților naturale prin deblocarea procesului eliberării certificatelor de forță majoră, un exercițiu și un demers foarte și foarte susținut de către Alexandru Susa și echipa noastră din Parlamentul Țării. Am fi introdus vacanța fiscală pentru antreprenorii afectați de pandemie și calamitățile naturale. Am fi renunțat, bineînțeles, la mai multe cheltuieli bugetare inutile, despre care a vorbit și colegul meu Dinu Plângău. Am fi creat un fond special pentru susținerea financiară a agricultorilor afectați de calamitățile naturale în valoare de cel puțin 300 de milioane de lei și iată că protestul de zilele trecute a fermierilor confirmă necesitatea unui asemenea demers din partea unui guvern responsabil. Am fi elaborat și demarat un program național de irigare a terenurilor agricole, am fi elaborat și propus conceptul privind majorarea tuturor pensiilor în minimum 5 ani de zile până la minimul de existență, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi nu este decât un genocid social față de pensionari. Am fi elaborat două programe de industrializare la scară mare și la scară mică, întreprinderile mici de procesare a producerii agricole pentru fiecare 4-5 localități rurale. Este un proiect al nostru ambițios, care necesită suport politic, atât în guvern cât și în Parlament. Și, bineînțeles, am fi promovat un set de modificări legislative privind facilitarea producătorilor autohtoni în procesul comercializării producției agroalimentare în rețelele de retail-uri și în cadrul achizițiilor publice. Bineînțeles, avem pregătit și am fi solicitat sprijin pentru implementarea conceptului acordării unor facilități fiscale și de altă natură pentru businessul mic și mijlociu, începând din anul 2021. Spre exemplu, este vorba despre scutiri la plata impozitului pe venit sau preferențiale la achiziții publice. Am fi propus un șir de proiecte de legi menite să extindă substanțial descentralizarea reală financiară, patrimonială și juridică începând cu anul 2021. Iată o serie, dacă vreți, tot un top al primelor măsuri care urmau a fi întreprinse și guvernul asumat de Platforma Demnitate și Adevăr a făcut acest lucru. Încă o întrebare, vă rog. După întâlnirea de ieri la Conflița între Prasmusescu și Dodon, Dodon a numit pe liderul de la Tiraspol președinte. Cum comentați? Da, am spus despre acest lucru pe marginea întâlnirii de ieri de la Condrița, dintre Dodon și Krasnoselski. Platforma de Demnitate și Adevăr a decis să elaboreze și să depună un denunț penal la Procuratura Generală. Este inadmisibil ca un pretins lider al regiunii Transnistrene să fie numit sau tratat de la egal la egal de către președintele Republicii Moldova. E de datoria lui Dodon și a avocaților săi să-și găsească apărare la acest lucru. Din punctul nostru de vedere, este un act imoral, este un act ilegal, este un act anticonstituțional și antipopular. Este o ofensă la adresa tuturor cetățenilor Republicii Moldova, în special a celor care cu arma în mâini, jertfindu-și sănătatea,
sănătatea, libertatea, viața, au apărat independența Republicii Moldova împotriva celor care au atentat la ea și vorbesc aici despre forțele separatiste și forțele externe de ocupație, așa cum au fost ele definite atât prin hotărâri ale Curții Constituționale ale Republicii Moldova, dar și ale CEDO. Domnule Munteanu, întrebare pentru dumneavoastră. În presă, v-ați expus în presă cu privire la faptul că la toamnă ar putea să participe masiv cetățenii din stânga Nistrului la vot. În ce procedură anume credeți că s-ar putea întâmpla acest lucru? La alegerile din 24 februarie au participat circa 36.000 de alegători transnistreni cu facilitarea bănească, sub formă bănească sau sub forma transportului asigurat în mod ilicit de către anumiți jucători. Evident, Partidul Democrat și grupurile sale, conducătorii săi oligarhici. În acest an, cu aceste vizite extrem de suspecte și imorale la Condrița, se încearcă crearea condițiilor necesare pentru deschiderea secțiilor de vot în Transnistria, în condițiile în care nimeni nu poate cunoaște registrul acestor alegători, nimeni nu poate să asigure libertatea de a face campanie democratică și liberă în spațiul transnistrean și, evident, cu complicitatea unor instituții care, în loc să asigure ordinea constituțională, așa cum am menționat de la bun început, încearcă să asigure avantaje tactice actualului, din păcate, șef de stat Igor Dodon. Ați spus că guvernul Chicu ar putea, prin anumite manieri, să faciliteze acest lucru. Da, s-au făcut mai multe speculații în presă asupra faptului că domnul Chicu ar putea să plece din această funcție, lăsând într-o perioadă de administrare interimară acest guvern la dispoziția deplină factorului politic al președintelui Igor Dodon. Acest lucru nu poate fi negat și cu atât mai mult ar fi trebuit ca o moțiune de cenzură să înlocuiască actualul guvern catastrofă, cu un guvern în care să avem încredere, să aibă capacitatea deplină sub aspect profesional și de credibilitate externă, să-și facă lucru într-o perioadă de criză adâncă, atunci când cetățenii trebuie să fie protejați, iar economia națională trebuie să fie salvată de catastrofă. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să le puneți. Dacă nu, iată încă o dovadă a faptului că demersul Platformei Demnitate și Adevăr de debarcare acestui guvern catastrofă a fost unul întemeiat. Avem sprijinul populației în acest sens. Recent a fost la Dubăsari, acolo unde oamenii sunt consternați de atitudinea unor politicieni din Republica Moldova cu privire la demersul nostru de debarcare a lui Chicu și a guvernului condus de Igor Dodon. Oamenii sunt supărați că alți pretinși opozanți în Republica Moldova, fie că au ezitat, fie că au mimat, fie că au ignorat demersurile noastre de a debarca acest guvern și de a instala un guvern asumat de platforma DA, care pe lângă depășirea crizei pandemice, pe lângă depășirea crizei economice, avea menirea să organizeze niște alegeri libere și corecte în perspectiva prezidențialilor și a eventualelor alegeri parlamentare anticipate sau la termen. Iată că, încetul cu încetul, oamenii vor înțelege și vor discerne între cine le vrea binele și cine mimează acest lucru. Fiți alături de Platforma Demnitate și Adevăr și aveți încrederea că împreună vom reuși. Vă mulțumesc și vă urez tuturor o zi cât se poate de frumoasă. Mulțumesc.